Bună ziua, dragi prieteni, sunt Gina Bradea. Bine ați venit la mine acasă, în noul studio. Este prima rețetă pe care o filmăm în noul studio, chiar dacă încă nu este gata. Vă invit să pregătim astăzi împreună o tocămiță de pui cu ceapă, cu ardei, cu roșii, o rețetă simplă, gustoasă, clasică. Am aici 3 pulpe de pui, tăiate în două. Am scos grăsimea pe care o vom folosi la început, e pui de țară. Le-am spălat foarte bine, am scos tot ce era aici, vedeți că sunt pârlite bine și curățate cu mălai. Eu spăl carnea de pui. Mai folosim undeva la 700-800 de grame de ceapă, un ardei roșu, am aici un ardei capia, un ardei gras galben, un morcov subțire ca să facem câteva rondele dulci de morcov, 3 căței de usturoi, o mână de pătrunjel verde, ulei undeva la 2 linguri, pentru că avem și grăsimea de la pui, 250 de grame de un suc de roșii gros am eu făcut aici, de casă. Mai folosim sare, piper și cimbru și, bineînțeles, apă caldă. Întotdeauna vom folosi apă caldă. Haideți să vedem cum se face această rețetă. Punem uleiul. Grăsimea pe care am scos-o de la pulpe. Întotdeauna se pun bucățile de carne cu oasă. Le punem cu oasă în bol. Punem capacul să nu pară din grăsime. Și începem să tăiem ceapa. Călim puțin ceapa timp de aceste 3-4 minute, tocana noastră va fi foarte dulce. Punem acum carnea. Adăugăm apă. Acum, de la început, punem un pic de sare. Puțin piper.
și cimbru. Punem capacul și lăsăm să fiarbă la foc mic până când carnea se înmoaie bine, se pătrunde, iar legumele sunt bine fierte. Poate să dureze o oră, 40 de minute, o oră și jumătate, depinde cum este carne. Bulion de roșii și ardei făcut de mine. Carnea este fiartă, mai trebuie doar să fiarbă puțin cu bulionul. Dacă aveți bulion pastă, puneți mai puțin, dacă aveți suc de roșii, puneți mai mult, în funcție de cât de roșie vreți să fie mâncarea. Punem și usturoiul de ard felin. Dăm clocot, potrivim gustul de sare și piper cât mai e nevoie să mai punem după gust. Lăsăm descoperit să fiarbă și să se lege puțin sosul, să mai scadă din apă. Este gata tocănița noastră cu ceapă. Presărăm deasupra verdeață tocată. Putem folosi mărar și pătrunjel, doar pătrunjel, doar mărar, ce avem în casă. Poftiți la masă! Tocănița de pui cu ceapă este gata. Am pus un copănel în farfurie, am făcut și mămăliguță fierbinte, am presărat și verdeață proaspăt tocată. Numai bună mâncarea asta este să ne așezăm la masă. Dacă aveți niște murături, sunt binevenite alături. Sau o salată de varză acră, sau o salată verde, orice. Exact la fel se poate face și cu carne de porc, vită, oaie, iepure, ce aveți. Fierbe mai greu dacă veți folosi o carne de vită sau de oaie sau de porc. Cu pui se face imediat. Sunt Gina Bradea. Îmi plac rețetele simple și gustoase. Vă mai aștept să mai pregătim împreună și alte bunătăți. Nu uitați, cea mai bună mâncare este cea gătită acasă și mâncată împreună cu cei dragi. Fără vegeta, fără prafuri, fără prostii adăugate. Simplu și gustos. La revedere!